Clubul Sportiv Municipal Târgu Jiu își declară disponibilitatea de a ajuta refugiații din calea războiului. Situația actuală cu care se confruntă Ucraina i-a determinat pe aceștia să se gândească foarte mult la sportivele ale căror familii au rămas blocate la Kiev. Dorind ca acest episod macabru să se sfârșească mai repede, CSM va primi refugiați prin ajutorul sponsorilor, având în vedere faptul că sunt atâtea persoane fără nicio vină care suferă nespus de pe urma atacului rus. Da, nu numai pentru ele, cât și pentru alți sportivi care ne cer ajutorul. Chiar am mai discutat cu un basketbalist. E normal să fim alături de ei. Trec prin momente grele. La ora actuală, Ira știu că și-a rezolvat treaba și mama ei și cu fratele au plecat într-o zonă mai sigură, încă a rămas familia lui Ivanenko. Suntem alături de ele și era normal să sărim în ajutorul lor, pentru că sunt jucătoarele noastre, pentru că sunt oameni și așa e normal. N-am făcut nimic anormal, n-am făcut-o pentru vreo publicitate, am făcut că așa am simțit și așa e normal să facem.